Dragii noștri, mai salutăm cu drag încă un oaspete al serii de astăzi. Este vorba de tânăra interpretă Lavinia Rusu. Deși la o vârstă fragedă deja a reușit să-și facă un nume frumos în lumea muzicii noastre naționale, mai nou, în calitate de, nu știu, tânăr, sau cum să zic, pentru că până acum te vedeam mai mult la categoria copii. Și acum deja încerci să urci o treaptă mai sus și să te afirmi ca și tânăr interpret, așa că succes și felicitări pentru noua ta lucrare muzicală și video. Salut! În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru compliment. Da, eu cumva încerc acum prin această lansare să intru încet, încet în lumea muzicală matură de la noi, propriu zis în industria muzicală, și cu pași mărunți, sigur, vreau să apar și eu ca artist. De aceea și am făcut acest videoclip, ca să mi se arate mai bine imaginea, ca să mă cunoască lumea vizual, nu doar prin vocea mea. Da, așa e, sunt primii pași și eu sper ca totul să fie și să decurcă frumos în continuare. Bun, sunt primii pași pe o treaptă nouă, dar eu te-am văzut de-a lungul anilor nu o singură dată pe aceleași scene cu mari artiști ai neamului nostru, ori artiștii noștri te și apreciază pentru calitățile tale pe care le ai și nu doar scene, dar și scene de concert, zic, dar și scene televizate. Adică oarecum ți-ai găsit tu un loc ușor acolo și în sufletul artiștilor noștri și în sufletul producătorilor TV și așa mai departe. Doar că acum, nu știu cum, totul se întâmplă la un alt nivel, orică și vârsta ta deja dictează cumva, da? Pentru că până acum te percepeam ca pe o copiliță și acum deja ești o fată matură, să zic. Da, evident, această experiență cu emisiunile la care am participat, chiar și concursurile, pentru că au fost foarte multe concursuri, atât naționale cât și internaționale, la care sunt laureată. Pot chiar să enumer câteva țări, SUA, de exemplu, Franța, am fost în Polonia, Ungaria, Germania. O colaborare de care eu mă mândresc foarte mult și sunt extrem de bucuroasă că am avut parte de ea este cea cu domnul Bedros Kirkorov. El, de fapt, m-a remarcat pe mine într-un festival din Ungaria, unde mi s-a oferit și premiul mare. I-a plăcut foarte mult de mine, s-a apropiat de mine, de familia mea și mi-a cerut contactele. Ulterior, am fost invitată să particip la un turneu de binefacere în Rusia. Am cutreierat ceva timp și erau mai multe locații în care am cântat, vreo 5 orașe. Deci aveam uneori 5-7 orașe în dependență și aveam uneori chiar 2 concerte pe zi, câte 6 piese live în concert și a fost o experiență de neuitat pentru mine, pentru că și m-am antrenat foarte mult și vocal, dar și aveam un contact special cu publicul care ne-a așteptat de-a lungul anilor, de aceea menționez că eu am participat chiar 5 ani la rând în acest turneu, pentru că publicul de fiecare dată era bucuros să ne vadă și solicita parcă acest maraton de fiecare dată. Bravo! Mulțumesc! Aceasta este, de fapt, o experiență pe care mie îmi place foarte mult să mi-o readuc aminte, dar și mă bucur că pot să împărtășesc și cu voi. De asemenea, au fost colaborări și cu artiștii de la noi din țară și cu compozitori, dintre care regretatul Valentin Dânca, de la care am o piesă în repertoriu Părinții mei, cu care am participat în concursuri, mai ales în România, și unde a fost apreciată foarte mult piesa aceasta. Mereu mă întrebau toți, cine ți-a făcut așa o piesă reușită? Uite că maestrul Valentin Dânga a reușit să o plăzmuiască și să o aducă la o formă foarte frumoasă și cu un mesaj sacru, aș spune eu, pentru că părinții noștri sunt cei care sunt alături de noi de fiecare dată, în fiecare zi, și ne cunosc cel mai bine, sunt îngerii noștri păzitori. Ce au zis părinții tăi de noul tău videoclip? Că ești acolo așa destul de îndrăzneață, să zicem. Da, aceasta a fost o încercare nouă pentru mine. Te-au susținut ei? Da, m-au susținut pentru că eu, de fapt, piesa a fost compusă de Smoli și versurile de Gloria. Noi am coordonat puțin cu atât cu muzica cât și cu versurile, pentru că eram tot așa în procesul ăsta de compoziție, chiar și eram de față în studio. Am lucrat cu Smoli împreună. Cu Gloria, eu i-am propus niște idei
care aș fi vrut să le și le-a inclus în piesa aceasta, erau despre perioada prin care trec eu acum, perioada de adolescență, și el a îmbinat foarte frumos în formă de versuri. Noi am hotărât ca să filmăm un videoclip deja după ce a fost realizată piesa asta, pentru că nu știam în procesul compoziției cum. Adică eu eram convinsă că o să iasă bine, pentru că știu atunci când am apelat la Smoli că este un profesionist și că va ieși ceva, o creație frumoasă. Și de asta, după ce a fost realizată piesa în toamnă, m-am gândit cu părinții mei, ascultându-o deja de repetate ori, le-am spus, uite, chiar mi-ar părea foarte bine și mi s-ar părea potrivit să facem și un videoclip acestei piese, pentru că mesajul, mai ales că este în limba română, ar putea fi interpretat într-o formă foarte frumoasă în imagine video. Așa. Și uite că noi am realizat acest clip. S-a născut videoclip. Da, s-a născut videoclipul în colaborare cu Cobzon Lab. Regizorul a fost Aurel Cobzon Mălai. El s-a ocupat absolut de tot. Noi am filmat în mai multe locații, vreo 5 locații. Cred că am abordat toate planurile posibile, toate locațiile. A fost și în studio, a fost cadre și în aer liber. Și am și fost și pe un deal, de unde se vedea o panoramă extraordinară. Acolo am filmat la apus. Atunci când vom viziona videoclipul, veți observa, este la final această scenă. Deci a fost foarte frumos construite toate momentele. Ce vine să însemne apusul ăla din... Apusul? Poate un nou început. Ah? Da, poate a fost asociat și cu răsăritul, pentru că la apus vine și ploaia. Ploaia despre care se vorbește în piesă, practic la fiecare refren este repetat, desculți prin ploi. Și nu asta a fost, poate, nu a fost intenția neapărat să apară ploaia în videoclip, pentru că mesajul piesei este altul, nu este despre ploaie, este despre adolescență, despre intemperiile, despre precipitațiile din adolescență, și eu am zis că la final, ca un punct culminant, să apară și ploaia, să fie ceva vizual care să se contopească. Sunteți mulțumiți de rezultatul final? Eu sunt mulțumită, mie îmi place ce a ieșit. Într-adevăr, la început arăt puțin matură, pentru că ideea este... E ok, e bine gândit pentru momentul ăla, da. Vreau că te-am descoperit altfel, știi, decât te știam eu. Vreau să explic anume de ce apar mai matură, deoarece... Așa este construit scenariul la început. Eu duc o viață sau mi se impun anumite reguli. Eu trebuie să ascult de altcineva, ei trebuie să-mi spună cum să mă îmbrac, cum să arăt. Iată, uitați-vă, aici chiar sunt imaginile din sesiunea foto. Eu trebuie să mă îmbrac așa cum mie nu-mi place, prea mult pentru vârsta mea, prea împopoțonat, și eu vreau să fac o escapadă, să ies din tot ceea ce mie nu mi se potrivește și astfel apar mai lejeră, naturală, apar lejeră. Okay. Eu zic că o să descopere publicul, să nu dăm noi chiar toate secretele pe față, chiar dacă suntem la vedete fără secrete, dar să îi mai lăsăm să gândească ei acolo ce au să spună, măi, dar ce au făcut. Vreau să văd care e reacția publicului tău, că cu siguranță ai și tu niște admiratori acolo. Deci cei care îți vizionează videoclipul, cei care te susțin pe Facebook, pe YouTube, nu mai știu eu pe unde ai tu, pe unde postezi ceea ce faci. Da, eu încerc să fiu activă pe toate rețelele. Reacția? Ce zic eu oamenii? Am postat și teaseruri înainte să postez pe YouTube clipul, să public pe YouTube clipul, și toți mă întrebau, îmi spuneau că sunt nerăbdători să afle despre ce e povestea, cum va fi piesa, ce beat va avea. Adică erau curioși și mie îmi plăcea foarte mult acest lucru. După ce am publicat videoclipul, am observat aprecierea și susținerea lor, fără de care noi cred că nu am fi inspirați, și adică cântăreți, interpreții, nu am fi inspirați să facem lucruri frumoase în continuare. Dar ai avut și păreri negative? Că știi cum se întâmplă la noi, odată ce ești persoană publică, deja îți asumi niște chestii. Ai avut și critici? Nu prea am observat critici, adică poate nimeni nu și le-a exprimat atât de clar sau chiar, nici sugestii răutăcioase, aș spune eu, nu prea am avut.
Parcă toți au fost satisfăcuți, dar eu, chiar dacă ar exista criticile, eu le-aș accepta, pentru că mai ales există critici care sunt constructive. Și există. Da, da, există. Există, dar nu e chiar așa. Da, există și trebuie să le accepți de la cei care chiar pricep și cuvântul lor este respectat în acest domeniu. Bun, eu sunt de părerea că toate lucrurile sunt până la urmă relative în lumea asta. Și ceea ce îmi place mie foarte mult ar putea să nu placă deloc altuia și accept lucrul ăsta. Așa că chiar și aici, da, te admir pentru asta. Chiar și la, mersi, chiar și la capitolul critici și sugestii și păreri profesioniste, aș avea niște rezerve. Eu cred că trebuie să continui să faci ceea ce îți dictează inima ta. Corect, să asta fii în tu, primul rând. Și să fii tu însuți și atunci o să îți găsești publicul tău și oamenii care o să te iubească pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci. Da, total de acord, categoric, pentru că trebuie să ai încredere în primul rând în tine și în ceea ce crezi tu, în gândurile tale și nu trebuie să-ți fie frică. Trebuie să știi să încerci, să riști și să-ți asumi acest risc în fața publicului. Tot așa, cu curaj și gânduri bune, frumoase și profunzime să plătească, mergi înainte. Vreau să vedem videoclipul la această clipă, nu înainte ca să-ți mulțumesc, pentru că ai venit la noi, la Vedete Fără Secrete și te mai aștept cu mare drag. Mulțumesc foarte mult, s-a scurs foarte repede timpul și mă bucur că am fost aici la voi. Mulțumesc! Dragilor, asta a fost deocamdată, mai vorbim cu Lavinia și data viitoare. Acum vine videoclipul peste noi, așa, Val Vârtej, vizionare plăcută. Acum, ochii pe noi, hai! Vreau să mă ascund, nu mai vreau să mai aștept, eu nu mai fug, nu mai las ușile închise, nu mai las pe nimeni să-mi umble prin vise, eu nu mai vreau să mi se spună unde să merg, cât să stau, vreau să aleg. Desculți prin plor, podesena, fără pensul și foi. Oh, o lume nebună, atâta culori. Cred în destin și nopți din viitor, nimic nu e întâmplător. Eu mă mai caut în locuri noi, nori asupra mea sunt trecători. Aștept să vină zile senine, sunt clipe în care vreau să fiu doar eu cu mine. Eu nu mai vreau să mi se spună unde să merg, cât să stau, vreau să aleg. Acum să fiu, aud în jur atâtea voci străine care-mi dictează ce și cum ar fi mai bine. Desculți prin ploi, podesena, fără pensul și foi.
dor. Dragi prieteni, sperăm că v-a plăcut tot ceea ce s-a întâmplat până la această clipă în emisiunea noastră. Urmează să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și o să revenim imediat tot cu gânduri bune și emoții frumoase. Stați cu noi!